Starețul Efrem Catunachiotul, partea a doua, cuvinte de învățătură, continuare. Harul dumnezeiesc. Harul dumnezeiesc este unul, dar după măsura fiecăruia se arată, lucrează și se vede. Da, se vede. Ah, și cât tresalți lăuntrii când vezi, când simți acest har dumnezeiesc. Eu am spus, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Psalmul 81:6. O, harule, harule, vino și la noi, vino repede, vino! Cât de mult se schimbă omul, cum se transformă, cum devine sărmanul om atunci când îl umbrește harul dumnezeiesc. Acest har dumnezeiesc i-a făcut pe mucenici nu numai să nu simtă durerile muceniciei lor, ci să se și bucure că mărturisesc pe Hristos. Că pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotit uneam ca niște oi de junghiere. Psalmul 43:23. Una este să-l simți și altceva să citești și să vorbești despre harul dumnezeiesc. Acest har dumnezeiesc l-a făcut pe Motovilov, ucenicul Sfântului Serafim de Sarov, să nu poată vedea fața Sfântului din pricina marii ei străluciri. Să vă spun și altceva? Pentru ce fiii lui Israel nu puteau să se privească fața prorocului Moise, ce a fost nevoit să-și o acopere atunci când a coborât de pe muntele Sinai, ținând în mâini cele două lespezi ale legii vechi scrise de Dumnezeu? Multe întâmpină omul în viața lui. De multe ori mă miram de ce sfinții părinți își înălțau mâinile atunci când se rugau. Nu puteam să înțeleg aceasta, dar când mi-a venit rândul, atunci am înțeles. Nu poți să te stăpânești atunci când vine acest har. Nu poți. Dar niciodată în viața mea nu am ridicat mâinile către cer. Sufletește le-am ridicat de multe ori, ca și fiul către tată. Nu poți să te stăpânești. Când se revarsă harul, te pierzi. Iar când se retrage, te cuprind fiorii. Cât de mult te înalță harul, cât de mult! Odată adunam migdale în jurul chiliei noastre și a trecut un avion. Și fiindcă chilia noastră se află între doi munți, vuietul avionului se auzea ca o melodie, ca un cor. Atunci sufletul meu a plecat de îndată în întâmpinarea mirelui, cum se spune la apostol. Ne vom răpi în nori într-o întâmpinare a Domnului în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. 1 Tesaloniceni 4:17. Numai când trăiești aceasta înțelegi ce vrea să spună apostolul. Când nu treci prin ea, o înțelegi în parte, nu o înțelegi în mod deplin. Abia atunci am înțeles de ce zice apostolul, ne vom răpi. Astfel de lucruri nu le provoci tu, ci vin ele singure. Una este să le schițezi, să le studiezi, să le scrii și altceva este să vină de ele singure. Când fac metanii, îmi vine gândul. Aici unde faci metanii sunt picioarele lui Hristos. Atunci cad și sărut pământul unde a călcat Hristos. Dar astfel de cugetări vin singure, nu le provoci tu. Acesta este harul, fratele meu. Nu pot să mă stăpânesc pe mine însumi și de aceea vorbesc. Fac și eu cum face furnica, care atunci când găsește undeva ceva de mâncare, merge și înștiințează tot furnicarul ca să vină și celelalte furnici să mănânce din acea mâncare. Precum și Sfântul Ioan Gură de Aur care spune: vițelul este gras, masa îmbelșugată, nimeni să nu iasă flămând. Din cuvântul de la praznicul învierii. Așa și eu nu pot să nu spun ceea ce am aflat. Îi chem pe toți să împărțim comoara. Când te apropii de un om duhovnicesc, primești, da, primești. Harul se transmite prin intermediul rugăciunii și de la distanță. De pildă când simt har la rugăciune, atunci înseamnă că starețul meu se roagă pentru mine. Odată după ce am adormit, am văzut în fața mea un serafim. Nu știu dacă a fost serafim sau heruvim, dar eu am sărit și l-am sărutat. Când i-am spus bătrânului Iosif despre aceasta, el mi-a zis: fiul meu, nu a fost un serafim sau un heruvim din cer, ci harul vine în acest chip. Alaltăieri am citit vecernia schimbării la față. Într-una din paremii, Dumnezeu îi spune prorocului Ilie: și înaintea lui va fi vigilie năpraznică ce va despica munții și va sfârma stâncile, dar Domnul nu va fi în vigilie. După vigilie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur. După cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin și acolo va fi Domnul. 3 Regi 19:11-12. În adiere lină îl poate vedea omul pe Dumnezeu. Și aceasta numai noaptea, deoarece ziua omul are multe gânduri în lăuntrul lui.
Când vine harul, uiți și mâhnirile și ostenelile și toate merg bine. Însă atunci când vine întristarea, uiți de mângâierile harului și spui: Dumnezeu m-a părăsit, nici să mă rog nu mai pot, parcă aș fi sortit iadului. Când te cercetează harul, uiți de amărăciunea durerilor, iar atunci când ești cuprins de întristare, uiți de dulceața harului. Așa este. În felul acesta, omul învață să se smerească. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este întru mine. 1 Corinteni 15:10, precum spune apostolul. De multe ori când intram în biserică, în Sfântul Altar, simțeam prezența lui Dumnezeu. Adeseori când liturghisea starețul meu, eu nu slujeam. Toată biserica era plină de mireasma dulce a harului. Starețul liturghisea, iar eu simțeam harul. Când eczema pe care o am era în forma ei cea mai gravă, nu puteam să stau nici în picioare, nici așezat, ci numai întins, precum stă cineva care doarme. Dacă era iarnă, aveam și plapuma deasupra și așa îmi făceam pravila. Și fiindcă aceasta îmi provoca și niște înțepături dureroase, am încetat să mai slujesc Sfânta Liturghie. Așa cum eram întins și acoperit cu plapuma, mi-a venit o bucurie în lăuntrul meu, multă bucurie. Ca niciodată în viața mea. Iar acea bucurie a crescut din ce în ce mai mult și am văzut lumină și în lăuntrul meu și în afară, încât am devenit tot lumină. Maica Domnului, oare voi vedea vreun înger? Nu cumva o voi vedea pe Maica Domnului sau vreo arătare dumnezeiască, mi-am spus în sinea mea, de simt atâta bucurie? Apoi, puțin câte puțin, această stare s-a stins. După aceea, m-a luat somnul și mi se părea că văd cum trece o familie împărătească. Eram într-o tribună și vedeam că treceau mașini deschise și în fiecare mașină era un principe cu familia sa. Și așa cum stăteam și admiram acea priveliște, mi-am spus în sinea mea: cum de m-am învrednicit eu, un om sărac, un călugăr din pustie, să văd astfel de lucruri? Iar după ce au trecut 3-4 familii, s-a făcut o lumină din cer și am auzit un glas spunând: acum vine împăratul. Și atunci m-am trezit. Pe împărat nu l-am văzut, ci numai pe principi, dar aceștia, față de el, nu sunt nimic. Bătrânul Iosif ne spunea că dacă mergeți la vreo chilie și aveți o stare duhovnicească bună, puteți să simțiți ce duh are acea chilie. Adică puteți simți dacă există duhul răpirii, al minciunii, al iubirii de bani și altele. Acestea pe care ni le spunea, le înțelegeam numai în parte. Ce vrea să spună starețul? Mă întrebam. Cum adică să mergi într-o casă și să simți ce duh bântuie în acea casă? Lucrul acesta ți se pare nu numai de necrezut, dar și lipsit de rațiune. Însă așa este. Într-o zi am mers să liturghisesc la bătrânul Iosif. Îndată ce am intrat în chelia lui, am simțit ceva neobișnuit și de aceea l-am întrebat: părinte, ce se întâmplă aici? Tu ce simți? Ceva care mă silește să tac. Apoi am fost înștiințat de Dumnezeu că aceasta se întâmpla deoarece acolo în chelia bătrânului Iosif se păstra tăcerea. Atunci bătrânul mi-a explicat următoarele. Acum, fiindcă este postul mare, sâmbăta și duminica se face Sfânta Liturghie. Ne împărtășim, mâncăm și putem vorbi între noi până duminică seara. Duminică seara punem metanie, apoi toată săptămâna nu vorbim nimic, ci ne înțelegem numai prin semne. Sâmbătă vei veni tu din nou ca să ne împărtășim și atunci iarăși vom vorbi. Abia atunci am înțeles, din proprie experiență, cele pe care mi le spusese bătrânul Iosif. Cât de dulce este Iisus! Este numai bucurie, dragoste, pace, seninătate, veselie. Cât de dulce este Iisus! Harul se păstrează prin smerenie și prin mulțumirea adusă lui Dumnezeu. Smerenie ai atunci când spui: eu nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Luca 15:19. Este cu adevărat întristător faptul că marea comoară pe care am luat-o la Sfântul Botez, adică în fierea, și pe care o păstrăm, după cuvântul apostolului, 2 Corinteni 4:7, în vase de lut o disprețuim și de aceea ușor cădem într-îndăvie, în nepăsare și în osândire. Fericit este acela care a primit harul și a murit cu acesta, însă mai fericit este acela care a trăit experiența harului, l-a înmulțit și după aceea a adormit. Am avut un vis în care se făcea că am mers în satul meu, acolo unde m-am născut, dar nu m-am dus la casa părintească, ci la biserică. Am intrat în Sfântul Altar și acolo am văzut cristelința unde fusese botezat, acolo unde a venit harul. Am îngenunchiat, am îmbrățișat-o, am sărutat-o de multe ori plângând. Despre preoție. Când liturghisești, să ai în vedere că ești mijlocitor.
iei de la lume durere, lacrimi, boli, rugăciuni și le duci sus la tronul Dumnezeirii. Și aduci apoi lumii mâncăiere, vindecare și tot ceea ce are nevoie fiecare. Dumnezeu ți-a dăruit o mare vrednicie, Fiul meu, de aceea să te silești să te ridici la înălțimea ei. Urechea lui Dumnezeu ia aminte la gura preotului. Epitrahilul are mare putere. Prin el se face împăcarea omului căzut cu tatăl, cu ziditorul său. De aceea să pomenești cât de multe nume poți, cât poți de multe. În timpul stăpânirii turcești, mergeau mulți preoți prin casele credincioșilor, iar unul din ei aduna pomelnice și le pomenea la Sfânta Liturghie. Atunci caimacanul, văzând aceasta, și-a spus în sinea sa: acesta incită lumea la răscoală. Și astfel l-a prins și l-a închis în temniță. Dar într-o noapte, în vis, i s-au arătat turcului toți aceia pe care îi pomenea preotului și i-au spus: ascultă, Saul scos pe preot afară, deoarece acesta ne pomenește și ne dă mângâiere, sau îți vom lua primul copil. Atunci turcul s-a temut, deși era perioada stăpânirii turcești, și a spus preotului: hai, părinte, mergi cu bine, pentru că nu vreau să-mi pierd copilul. Epitrahilul are o mare putere, fiul meu, mare putere, să pomenești cât de multe nume poți. Mai de mult, părintele Arsenie, fratele duhovnicesc al bătrânului Iosif, mi-a dat să pomenesc niște nume, pe care le aveam încă de când emigrase din Rusia în Grecia, iar după o vreme mi-a spus: știi, părinte, ce am visat? Se făcea că am vizitat pe unul din creștinii ale căror nume ți le-am dat să le pomenești și l-am întrebat cum o duce, iar acela mi-a spus: nu o duc prea bine, dar din fericire vine părintele Efrem și ne mângâie. Apoi a venit altcineva și l-am întrebat și pe acesta: tu cum o duci? Iar acela mi-a răspuns: așa și așa, uneori plouă mai multă vreme și răcesc, dar din fericire vine părintele Efrem și ne mângâie. Fratele meu, acestea sunt sufletele pe care le pomenesc. Pentru care pricină oare s-a sfințit părintele Nicolae Planas? Pentru că pomenea foarte multe pomelnice. Și eu atunci când mi-am amintit niște nume, le-am lipit pe peretele de la proscomidie, căci acolo mi erau la îndemână. După o vreme, am visat că au venit la mine niște bătrâni de demult, îmbrăcați cu haine din acelea care se purtau pe vremuri. Aceia mi-au spus: fiule, tu ne-ai scris în pomelnic, dar starețul tău nu ne pomenește. Părinte, îi spun starețului, de ce nu pomenești acele nume de la proscomidie? Pentru că nu pot să-l descifrez, îmi răspunse acela. Părinte, uite ce am visat. Apoi am povestit visul. Și de atunci m-am hotărât să pomenesc cât mai multe nume. Cu cât mai multe nume pomenești, cu atât este mai mare răsplata pe care o primești. Aceasta este cea mai mare milostenie, să-l unești pe om cu Dumnezeu, iar lucrul acesta poți să-l faci. Odată un ieromonah l-a întrebat pe părintele Efrem: părinte, cum poate cineva să aibă lacrimi în timpul Sfintei Liturghii? De câteva vreme, eu nu mai slujesc Sfânta Liturghie pentru că nu mai văd, dar atunci când slujeam, mă pregăteam toată ziua. Să nu te limitezi, fiul meu, numai la rugăciunile Sfintei Împărtășiri, pentru că acestea le citesc și mirenii. Lumea primește Sfintele Daruri gata sfințite, în timp ce preotul este jertfitorul. Îl jertfește pe Hristos și îl dă apoi mulțimii credincioșilor. Este o mare diferență. De aceea, fiul meu, dacă vrei să ai o stare duhovnicească bună în timpul Sfintei Liturghii, să nu te limitezi numai la rugăciunile Sfintei Împărtășiri, pentru că tu ești jertfitorul. Junghii și jertfești, în timp ce ceilalți primesc Sfântul Trup gata sfințit. De aceea, toată ziua să o rogi pe Maica Domnului care este alături de tine. Maica Domnului, învrednicește-mă să văd ceea ce jertfesc, să simt ce vrednicie înaltă mi-a dat Dumnezeu. Și îți va da aceasta Maica Domnului. Da, îți va da. Dacă ai liturghisit și nu ai lăcrimat, ești un pic sub vină, sub judecată. Eu nu pot plânge, dar mă întristez atunci când liturghisesc. Da, este bine, însă dacă vei plânge la Sfânta Liturghie, vei înțelege că ai liturghisit, că ai mâncat carne duhovnicească. Dar dacă nu ai plâns nici la rugăciunea ta, nici la liturghie, este ca și cum ai fi mâncat fiertură. Părinte, cineva încearcă să se pregătească cât poate, însă vede că vrăjmașul nu stă degeaba, ci de multe ori îi aduce gânduri necuvincioase, de hulă, murdare. Atunci ce trebuie să facă? Cum să le înfrunte? Ascultă, fiul meu, oameni suntem, nu suntem îngeri. Diavolul ne aduce și gânduri necuvincioase, ne aduce și gânduri de mândrie, ne aduce și gânduri de judecată. Noi însă trebuie să ne luptăm să le izgonim. Altădată a venit cineva la chilie și din multa vorbire am ajuns să judecăm. Apoi am mers să liturghisesc, dar nu puteam rosti rugăciunile. Oare ce am făcut? M-am întrebat. Apoi mi-am amintit că a venit cu tare vecin și am judecat pe niște episcopi. Slujind liturghia, m-am rugat.
Dumnezeul meu, iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, am greșit, Dumnezeul meu. Pentru cine este cuvântul am greșit, Dumnezeul meu? Nu există și pentru mine rugăciune de iertare? Te rog, Dumnezeul meu, iartă-mă. În cele din urmă m-am liniștit și mi-am spus, să mă judeci și altădată dacă vrei. A judeca pe aproapele este un mare rău. Ei, fiul meu, ca oameni greșim, dar să nu uităm că mărturisirea este taină care ne poate ajuta. Eu am absolvit numai gimnaziul, nu am mers mai departe, dar i-am scris în pomelnic pe toți colegii mei, pe toți învățătorii și profesorii mei, începând de la clasa 1 a școlii primare până la ultima clasă a gimnaziului. Și dacă ai ști câtă bucurie primesc atunci când îi pomenesc. Și aceasta pentru că îi pomenesc pe aceia care m-au făcut să devin un om bun. Acum fiind că am un an de când nu mai merg la liturghie, pentru că nu aud, mă străduiesc să-mi amintesc acele nume ca să le pomenesc, știind că sufletele acelora dobândesc mult folos duhovnicesc. De aceea, fiul meu, dacă vrei să se mântuiască sufletul tău în dar, să pomenești cât mai multe nume. Mare îndrăzneală are Epitrahilul, mare îndrăzneală! De aceea, fiul meu, străduiește-te să dobândești o stare duhovnicească. Să știi că dacă liturghisești și nu plângi, înseamnă că undeva ai greșit. Eu mă pregăteam toată ziua pentru vremea Sfintei Liturghii, iar când începeam liturghia, nu puteam să-mi opresc lacrimile. Și de multe ori, aflându-mă în extaz, am văzut pe Sfânta Masă trup mort. Da, trup de om mort. Eu, părinte, i-a spus unui romonah, am fost 20 de ani simplu monah, iar când am devenit preot, nu puteam să mă obișnuiesc cu gândul că sunt preot. Și chiar din următoarea zi, după hirotonie, diavolul m-a luptat mult cu gânduri necurate, cu nerăbdare, cu frică. Diavolul își face treaba lui, dar și noi trebuie să ne facem pe a noastră. Fiul meu, soroși pe Maica Domnului, pentru că toți sfinții s-au rugat ei. Omul nu primește nicio harismă de la Dumnezeu fără mijlocirea Maicii Domnului. Maica Domnului împarte lumii harismele. Da, Maica Domnului le împarte. Și m-am minunat cum diavolul nu se teme nici în timpul Sfintei Liturghii să vină cu gândurile lui cele necurate, când cu unul, când cu altul. Da, fiul meu, se întâmplă și aceste lucruri. Părinte, dar ce trebuie să facem atunci? Să le disprețuiești. Diavolul își face treaba lui, fiul meu, dar și noi să ne o facem pe a noastră. Lepădare de lume. La început, când am simțit râvna de a deveni călugăr, am făcut-o cunoscută și altora. Iar unul dintre ei, care era șofer, mi-a spus, ascultă Evanghelie, așa îmi spuneau în lume. Eu voi trece cu mașina prin cutare loc cam pe la amiază, căci am treabă în niște sate. Să fii acolo căci voi trece să te iau ca să mergem la mănăstire. În regulă, i-am spus. Am luat și eu numai o bluză de schimb cu mine, ca un copil ce eram, și am mers la locul stabilit, unde m-am așezat pe o stâncă mică, privind îndepărtarea pe drum. Înainte însă de a sosi ceasul întâlnirii, m-am ridicat și am plecat, pentru că încă nu era ceasul potrivit pentru a merge la mănăstire. Sfânta Scriptură spune că evreii au vrut să-L prindă pe Hristos, dar nu au putut pentru că încă nu venise ceasul lui. Ioan 8,20. Dar atunci când a sosit ceasul, n-am mai ținut seama nici de tată, nici de mamă, ci m-am sculat și am plecat. Dacă nu picură de sus, cum spune cineva, vei fi un călugăr nepricopsit. Trebuie să-ți picure în suflet dragoste dumnezeiască și atunci nu vei mai întreba pe nimeni, nici nu vei mai ține seama de nimic, ci vei pleca cu multă râvnă. Atunci când am întrebat pe niște călugări bătrâni, ce ați învățat în toți acești ani? Aceia mi-au răspuns. Când am venit în Sfântul Munte, aveam râvnă cât a tonul, iar acum a rămas cât o alună. Dacă tu vii cu râvnă cât o alună, mâine ce se va întâmpla cu tine? De aceea și Sfântul Simeon, noul teolog, spune, fericit este acela care își păstrează râvna cea din tâi cu care a mers la mănăstire până la sfârșitul vieții lui, dar mai fericit este acela care și-a sporit râvna. Mulți vin și mă întreabă, părinte, să mă fac călugăr? Eu însă, chiar dacă aș primi înștiințarea de la Dumnezeu prin rugăciune, tot nu ți-aș spune să te faci călugăr, nu, ci singurul lucru pe care pot să-l fac este să mă rog ca tu să alegi drumul potrivit. Nu-ți voi spune eu ce să faci, pentru că mâine, poi mâine, nu știu ce se va întâmpla cu tine și nu vreau să aud după aceea că eu sunt responsabil pentru ispitele pe care le ai. De aceea nu-ți spun nimic, ci tu însuți alegeți drumul pe care îl vrei. Uite, icoanele grabnic ascultătoarea de la mănăstirea Dohiariu și portărița de la mănăstirea Iviru sunt făcătoare de minuni. Acolo să mergi să faci un paraclis ca să-ți arate Maica Domnului ce drum să alegi. Căci altfel, crezi că ți se va aprinde râvna cu focul meu? Nu, nici de cum. Ispita. Lucrul demonic, cum să vă spun, pricinuiește puțină răceală, puțină ezitare, puțină îndoială, nu primești înștiințare să-l faci, nu simți mulțumire atunci când îl faci. Toate acestea îți dau de înțeles că acel lucru este demonic.
De multe ori, chiar și atunci când liturghisim, vine ispititorul. Să nu crezi că noi, preoții, nu suntem încercați de ispită. De pildă, fratele cântă la strană, iar tu se poate să te iriți și să-i spui: de ce cânți așa rar, fiul meu? Cântă un pic mai repede. Atunci să știi că ispititorul este aproape. Răbdare. Să vă spun ceva, deși acesta este un lucru de taină din viața mea, dar pentru dragostea voastră am să vă spun, pentru că și voi sunteți fiii mei duhovnicești. Am o eczemă la picior de 15 ani. Am încercat diferite medicamente, dar nu m-au ajutat cu nimic. Acum, cu cât înaintez în vârstă, cu atât se agravează. Eu de obicei stau întins pe pat, pe care îl numesc patul durerii, deoarece nu pot să stau așezat așa cum stați voi. Vreau să stau puțin, dar nu pot pentru că sângele coboară în picior și mă doare și mai mult rana. În timp ce dacă pun o pernă pe pat și așez piciorul pe ea, atunci sângele se retrage și durerea se ușurează. În timpul nopții, în felul acesta, încerc să-mi ușurez durerea. Dar sunt mereu astfel așezat, mi s-a format un chist la spate. Numai când te gândești la aceasta este înfricoșător, deoarece pricinuiește multă durere. Cum să stai, fiul meu? Cum să mai stai? Dacă te întinzi pe pat, stai puțin pe partea dreaptă, apoi te întorci pe cea stângă. Faci răbdare, după aceea te întorci iarăși pe partea dreaptă. Începe să se doară șoldul. După jumătate de oră, începe să te și usture, înștiințându-te că se va deschide rană. Pe partea dreaptă se va deschide iarăși rană, pe partea stângă se va deschide rană, așa culcat pe spate cum stau se va deschide iarăși rană. Ei, atunci cum să stau? Am încercat să stau pe brânci, dar cât poți să stai pe brânci? Răbdare, 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 până când odată nu am mai putut răbda și am căzut în deznădejde. Numai să te gândești la ea îți pricinuiește frică, deoarece deznădejdea este o pregustare a iadului, a ghienei. Nu știam ce să mai fac. Această stare a durat 6-7 minute. În durerea, în deznădejdea, în descurajarea în care mă aflam, n-am spus nimic obștii mele. Însă am auzit un glas lin ca o adiere ușoară că-mi spune: astfel te vrea Dumnezeu. Auzind acestea, am simțit o mare ușurare. Ei, să fie binecuvântat. Dacă astfel mă vrea Dumnezeu, să fie binecuvântat. Dar Dumnezeul meu, dă-mi și răbdare pentru că nu mai pot suporta. Ce să fac? Să ies afară din Sfântul Munte și să fac operație? Toți îmi spun: să faci operație, să faci operație. Însă cum să ies? Voi merge cu mașina, dar în mașină nu te zdruncină? Astfel m-am sculat deznădăjduit și am mers la candela Maicii Domnului, căci și candela Maicii Domnului este făcătoare de minuni. Am luat puțină vată și am înmuiat în ea și venind la chilie am uns locul unde era acel chist și amândouă șoldurile. A doua zi am făcut la fel, iar a treia zi toate au dispărut. Maica Domnului a făcut o minune. Acum stau ore întregi și nu mă doare nici șoldul și nici spatele. Iar aceasta este o adeverire a cuvintelor bătrânului Iosif, care spunea să ai răbdare în întristări. Acoperământul Maicii Domnului întotdeauna există, dar nu-l vedem. Numai atunci îl vedem când suntem gata să cădem în haos, în abis. Când suntem gata să cădem, atunci vedem acoperământul Maicii Domnului care ne scapă de căderea în această cloacă. Și nu numai aceasta, dar cel mai important lucru este că a treia zi, atunci când mi-au încetat toate durerile, am simțit o bucurie în lăuntrul meu care mă încredința că Dumnezeu, din multa lui dragoste, a îngăduit să am această rană la picior. Și nu mă săturam să mulțumesc, să slăvesc, să laud și să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat această rană. Ea este o dovadă a dragostei Lui. Zi și noapte nu mă mai săturam bucurându-mă și slavoslovind. Dragostea ta cea mare în suferința mea s-a arătat. Dar cum să te slavoslovesc? Cum să-ți mulțumesc? Cum de mai primit în dragostea ta pe mine, cel vrednic de milă, cel murdar? Dumnezeule cel nemărginit, cel veșnic, cel nesfârșit, pe mine m-ai iubit? Dar ce bine ai văzut la mine! Te slăvesc pe tine, cel milostiv și îndurat! Astfel mulțumeam atunci și slavosloveam pe Dumnezeu. Acum însă nu le mai pot spune așa cum le spuneam atunci. 3 zile a durat această stare, după care a încetat. De aceea, bune sunt întristările, bune sunt suferințele, bune sunt supărările. Știe Dumnezeu de ce le dă, pentru că astfel ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Doamne, pe Tine Te-am căutat în vreme de restriște. Isaia 26:16. Vedeți că prin întristări ne apropiem de Dumnezeu. Dar ce se întâmplă atunci când Dumnezeu ne împuținează întristările? Cel ce fuge de folosul ispitei, fuge de viața veșnică, se spune. Da, așa este. De aceea, omul nu trebuie să se descurajeze și să cadă în deznădejde din pricina vreunei nenorociri, deoarece nu știi care este voia lui Dumnezeu.
Atunci când cunoște voia lui Dumnezeu, face răbdare, deși voia lui nu este întotdeauna dulce, ci de multe ori este și amară. Oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Ioan 18:11. Da, așa este, căci prin cruce a venit învierea, căci iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Și Sfântul Ioan Gură de Aur îl laudă pe Iov nu pentru prima parte a vieții lui, când era milostiv, îndurător, iubitor de străini, om de rugăciune, ci pentru răbdarea pe care a făcut-o în marea încercare pe care a îngăduit-o Dumnezeu. Boala cumplită pe care a suferit-o el a fost tot un fel de eczemă care i-a cuprins tot trupul. Simțea o mâncărime foarte puternică, iar din rănile sale curgea puroi. În aceasta îl laudă Sfântul Ioan Gură de Aur mai mult pe Iov. Încă și apostolul Iacov îl laudă spunând: ați auzit de răbdarea lui Iov. Iacov 5:11. Odată, pe când mă aflam în afara Sfântului Munte, s-a apropiat o stareță de mine și mi-a spus: părinte, vreau să mă mărturisesc. Dar eu nu-i mărturisesc nici pe călugări. Voi mărturisi oare pe călugărițe? Vreau doar să spun gândul meu. Ei, spune gândul tău. După ce mi-a spus suferințele, pentru că orice om întotdeauna îți va spune suferințele sale și nu bucuriile, mi-a zis: am văzut într-o vedenie că în vârful unui munte mic stăteau patriarhii Avraam, Isaac și Iacob, pe care i-am întrebat: sunteți cei trei patriarhi? Da, suntem Avraam, Isaac și Iacob, au răspuns aceia. Să vin și eu acolo? Vino. Dar pe unde să vin? Uite, pe acolo pe drum. Dar nu văd niciun drum. Acolo este, caută și îl vei găsi. Am căutat, dar nu văd niciunul. Caută, binecuvântat-o. Caută și îl vei găsi. Dar acest drum este doar de o palmă. Cum voi merge pe el? Este plin numai de tufe și de spini. Îmi voi sfâșia îmbrăcămintea și îmi voi răni picioarele. Ei, și noi tot pe acolo am trecut și am venit aici sus. Iar aceasta vrea să arate că numai prin necazuri, prin întristări, prin sânge va urca omul la cer. Cu nepăsare, cu confort, cu mașină, nu mergem, părinte, în rai. Trebuie să dai sânge ca să primești duh. Această stareță suferea de cancer. A făcut mai multe operații și tot felul de tratamente, dar ea continua să se roage. Odată, în timp ce se ruga, a văzut-o pe Maica Domnului șezând pe tronul ei. Deodată a auzit-o spunând: să treacă cuvioșii. Atunci toți cuvioșii au trecut prin față ca la defilare. Să treacă mari mucenici, a auzit-o spunând după aceea. Stareța stătea undeva acolo și privea, iar la sfârșit a mers, a pus metanie Maicii Domnului și a sărutat mâna care era parcă de catifea. Atunci Maica Domnului a spus: răbdare, 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 după care s-a trezit. Așadar, dacă vrei să fii ucenic al lui Hristos, trebuie să urci și după cruce. Niciun sfânt nu a cerut de la Dumnezeu ușurare în necazuri, ci răbdare. Dacă vei face răbdare, vei primi și puțină răsplată. Dacă vei avea ușurare, nu vei avea nimic, nu vei avea nicio răsplată. Am avut o verișoară care i s-a vătămat mintea și suferea mult din pricina aceasta. Apoi, după aproape 20 de ani, a murit. Credeți-mă că am văzut-o în tagma îngerilor lăudând pe Sfânta Treime împreună cu aceea. Vedeți de ce slavă am vrednicit o puțină răbdare pe care a făcut-o în boala ei? Suferea de un fel de paralizie și nu putea nici pe ea însăși să se slujească. Însă cu toate acestea, pentru răbdarea pe care a făcut-o în această încercare, pe care desigur Dumnezeu a îngăduit-o, uitați-vă unde a așezat-o Dumnezeu, împreună cu cetele îngerești. De o astfel de slavă s-a împredicit Vasilichi să-l laude împreună cu îngerii pe Sfânta Treime. Lacrimi. Împreună cu rugăciunea vin și lacrimile. Acum nu este de folos să intrăm în amănunte, pentru că experiența proprie are mai multă putere decât povestirea altuia. Însă depinde de tine ca aceste lacrimi să le înmulțești puțin câte puțin. Credeți-mă că lacrimile vin și din obișnuință. Dacă te obișnuiești să plângi, vei ajunge să plângi în fiecare zi. Dar prin lacrimi știi câtă curățire se face în lăuntrul tău? Așa cum îți speli cu săpun flanela, batista, așa fac și lacrimile în rugăciune. Lăuntrul tău se curăță puțin câte puțin și ajungi după aceea la alte lacrimi mai înalte. Din pricina lacrimilor vă va durea capul, pentru că acestea sunt primele lacrimi, care se numesc lacrimi curățitoare. Când va trece stadiul celor curățitoare, vor veni lacrimile tătătoare de bucurie, datorită cărora și chipul vostru va deveni frumos, se va lumina, iar pe aproapele tău îl vei vedea într-o lumină mai frumoasă, mai duhovnicească. Apoi sunt alte lacrimi, dar pe acestea fiecare le va dobândi potrivit cu nevoința și cu râvna sa. Să cultivi lacrimile, să cultivi imaginile și cugetările care aduc lacrimi. Eu cultivam imaginea trupului mort al bătrânului Iosif, așa cum l-am sărutat și l-am pus în mormânt.
și astfel cugetam că și eu în scurt timp voi ajunge tot așa. Apoi ziceam în sinea mea, oare mă va primi Dumnezeu? Oare mă va ierta? Dar aceste lacrimi sunt între împătimire și nepătimire. Sunt lacrimi începătoare care curăță, adică lacrimi de pocăință. Ele vin atunci când cugeți. Dacă mă voi duce în iad, voi fi cu Hristos sau cu diavolul? Dacă voi fi veșnic în iad, ce voi face atunci? Apoi vin lacrimile harului. Lacrimile acestea sunt atât de dulci, încât atunci când îmi veneau, spuneam, Dumnezeul meu, în rai nu vreau nimic altceva decât să plâng astfel. Aceste lacrimi vin atunci când creștinul a sporit în viața duhovnicească. Lacrimile sunt hrana sufletului. Așa cum trupul, când se hrănește cu mâncare bună, se întărește, tot astfel și sufletul, când se hrănește cu lacrimi, prinde putere. Atunci când te rogi, să te străduiești să o faci cu lacrimi. Apoi aceasta îți devine obișnuință și plângi mereu în rugăciunea ta. Când ai lacrimi la rugăciune, mergi înainte, iar când ele se opresc, mergi înapoi. Odată l-am rugat pe Sfântul Efrem, Sfinta lui Dumnezeu, tu ai fost omul lacrimilor, dăruiește-mi și mie lacrimi la rugăciune. Iar Sfântul mi-a dăruit atât de multe lacrimi, încât nu mă mai puteam opri din plâns, ci plângeam zi și noapte. Abia atunci am înțeles puterea cuvintelor troparului, cu curgerile lacrimilor tale, și am ajuns să plâng cât vreau, când vreau și unde vreau. Și fiindcă chiliile noastre sunt despărțite printr-un perete subțire, noaptea când începeam să plâng, mă auzea când părintele I de sus, când părintele E de alături. Atunci când părintele I îmi spunea, te-am auzit astă noapte că plângeai, eu răspundeam, fiul meu, sunt un om păcătos, cum să nu plâng, cum să nu-l rog pe Dumnezeu să mă miluiască? Iar atunci când părintele E îmi spunea, toată noaptea te-am auzit plângând, părinte, eu îi răspundeam, sunt păcătos, de aceea plâng. Apoi i-am spus părintelui I, ascultă, părinte, așa nu mai pot continua. Când știu că tu mă auzi și că mă aude și părintele E, mi se taie îndrăzneala în rugăciune. De aceea voi merge în altă parte să nu mă audă nimeni și să plâng cât vreau. Pentru că în chilie pot să și cânt, pot să și plâng, dar când știu că mă aude cineva, cum îmi vor veni lacrimile? Atunci când cugeți la troparul, veniți fraților să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă, dacă îți închipui că ești în sicriu și te duc să te îngroape, oricât de împietrit ar fi sufletul tău, este cu neputință să nu plângi. Poate prima și a doua oară nu vei plânge, dar apoi este cu neputință să nu plângi și făcând așa vei ajunge să plângi continuu, dar să urăști pe Maica Domnului pentru aceasta. Dar atunci când mi-a venit gândul, vezi cât de multe nevoiești, au plecat îndată lacrimile. Au plecat deoarece această harismă pe care mi-a dăruit-o Sfântul Efrem mi-a însușit-o ca fiind ostenela mea. Smerenie. Odată unui călugăr care îi scodea cu mintea sa înțelesurile teologice înalte, bătrânul i-a spus, la ce ne va folosi nouă dacă aflăm că glasul a fost al Tatălui sau că Dumnezeu a vorbit printr-un înger? La ce ne va folosi în drumul mântuirii noastre dacă vom cunoaște aceasta? Cu ce te vei folosi dacă vorbești teologic? Cu nimic. Ai lăsat calea smereniei și ai luat-o pe trepte teologice înalte. Nu este bine ce faci. Lasă acest drum și urmează drumul călugăriei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Lasă acest drum al scodirii, căci altfel... Altădată, cineva a venit la chilie și mi-a spus, părinte, unii spun că trupul cu care ne împărtășim este trupul lui Hristos. Au spus unii, dar... Părinte, noi nu putem teologisi, deoarece nu suntem teologi. Ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos și atât. Mai mult nu putem să spunem, căci altfel putem cădea într-o greșeală dogmatică care ne va fi piedică după moartea noastră. Astfel de lucruri nu ne sunt de folos, părinte. Lasă acest drum și ia drumul smereniei și ascultării. Întristările nasc smerenia, iar smerenia duce la alte virtuți. În acest fel, omul simte străpungere în lăuntrul său.